Bună ziua tuturor, bine v-a regăsit, dragii mei, la o nouă etalare, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare pentru Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești, următoarea săptămână, 17-23 martie. Dragii mei, dacă nu v-ați inscris la canal, sfatul meu este să o faceți, nu vă costă nimic, este gratuit, dar în acest mod noi ne vom conecta printr-un fir invizibil pentru a primi răspunsuri din partea tarotului, din partea oracolelor, din partea îngerilor în etalările viitoare. Haideți să descoperim împreună ce va fi, ce se va întâmpla pentru Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești, pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Pentru toți cei care s-au înscris la canal, pentru cei care s-au abonat, pentru cei care mă urmăresc, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru voi, dragii mei, Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești. Haideți să vedem. Aici văd o nouă aventură. Aici cineva văd că va lua hotărâri să plece la drum sau să înceapă nouă aventură, să lase ceva în urmă, să lase acel trecut, o dependență din trecut pentru a aduce echilibru financiar în viața sa. E ca și cum cineva are nevoie să vindece aspectul financiar sau să vindece inima sa. Văd o persoană care a fost mai impulsivă sau mai imatură, s-a aruncat cu capul înainte, a adus, e posibil, o depresie în viața dumneavoastră, să v-a adus o pierdere, o suferință, o tristețe și văd că cineva lasă ceva în urmă și pleacă. Pleacă, ia hotărârea să plece sau să lase în urmă această dependență și face bine. Văd că se termină un ciclu care a durat 10 luni, un an. Haideți să vedem încă un card Zodiac, își mulțumesc. Și 4 de monede, oricum a produs această rigiditate în viața dumneavoastră, da? Poate o relație mai pasională. Aici poate va trebui să faceți un eveniment, va cere atenția dumneavoastră și va trebui să faceți un drum, să plecați la drum. Vi se spune să aveți încredere în instinctele dumneavoastră, în intuiția dumneavoastră. Vi se spune să fiți focusați. Cineva poate va face un drum unde sau va dori să plecați într-o nouă aventură și văd că vă faceți bagaje și plecați sau vă eliberați de acea toxicitate sau de o dependență, de o problemă care va produce suferință, cum am zis. Se termină. Și văd la drum o reacție nu tocmai pozitivă. Aici, 4 de monede, văd gânduri în ce privește banii, în ce privește stabilitatea noastră financiară. 4 de monede aici văd și că cineva este mai rigid pe plan sufletesc, este mai posesiv, mai gelos sau este mai interiorizat pentru a se proteja. Sau aici trebuie să luați o decizie inteligentă în ce privește o afacere, în ce privește banii, totul sau nimic, sau alb sau negru. Văd o trezire. Spânzuratul aici îmi spune că va trebui să faceți un sacrificiu sau va fi un moment de pauză temporară pentru a reflecta, pentru a vă interioriza dumneavoastră, pentru a înțelege ceea ce trebuie să faceți de acum înainte, pentru a vedea lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă, dincolo de aparențe, pentru a înțelege ce trebuie să faceți, cum să faceți. Și chiar trebuie să vă eliberați de a mai controla situațiile sau persoanele. Văd că sunteți uniți și veți vedea totul într-o nouă lumină. Și văd că cineva aici va face o acțiune caritabilă. Dar trebuie să se gândească stânga, dreapta, trecut sau viitor. Cineva va acționa, va face un sacrificiu pentru binele altor persoane. Sau cineva se va sacrifica pentru familia sa. Nouăle de spade. Văd că nu veți reuși să dormiți noaptea sau vă veți face tot felul de gânduri negative, tot felul de scenarii negative aici. Vă preocupați de ceva care nu aveți de ce. Vă așteptați la cei mai rău sau vă e frică că acel trecut se reîntoarce în viața dumneavoastră. Vi se spune să vă eliberați de aceste gânduri, să nu dați voie acestor gânduri să ia puterea asupra dumneavoastră.
Vă faceți tot felul de iluzii. Nu dați voie acelor iluzii pentru că altfel nu puteți dormi și a doua zi la muncă sunteți foarte obosiți. Încercați să vă ajutați într-un mod sau altul. Împărăteasa, aici îmi spune că veți acționa. Sau vă faceți tot felul de gânduri în ce privește o femeie. Sau în ce privește un proiect. O acțiune. Dar văd că va fi momentul în următoarea săptămână, după aceste blocaje, temporară pauză, sacrificiu sau suferință sau gânduri negative, să acționați. Va veni acel moment să acționați. Să dați naștere acelei dorințe pe care vă o doriți. Să dați naștere unui proiect, să dați naștere unui copil, dacă vă doriți. Să vă ocupați de lucruri creative. Veți avea succes, veți comunica, veți acționa, veți avea mai multă încredere. Și văd abundență, prosperitate în viața dumneavoastră. Veți avea succes pe plan comercial chiar. Optul de bețe. Aici poate va trebui să faceți o călătorie în interes de serviciu sau pentru cariera noastră sau văd că veți face drumuri. Vor veni vești, noutăți, acele situații care au fost blocate aici vor începe să vină în viața noastră acolo, tip-tip, tip-tip, cât de repede, repede, repede se vor aduna și va trebui să țineți pasul cu aceste situații. Vor provoca un pic de stres, dar vor veni oportunități pozitive pentru dumneavoastră. Acele evenimente rapide care vă aduce schimbare vor veni. Și veți avea abilitatea de a multitasking, de a vă ocupa de mai multe lucruri deodată. Să plecați la drum chiar. Aș mai dori un card să vedem. Văd că veți lua o decizie pe plan legal sau să începeți. După 10 de spade este asul de spade. Veți comunica clar și concis în ceea ce vă doriți. Veți lua o hotărâre chiar și pe plan legal sau în ce privește un nou drum, un nou curs profesional. Veți trece peste obstacole. Șasele de spade. Văd că e posibil să treceți printr-o furtună emoțională prea multe mai la drum sau mesajele pe care veți primi. E posibil să vă dea un pic de furc aici. Și văd că totuși veți da la spate această furtună emoțională și veți la drum veți avea parte de ușurare, de reușită. Veți da lăsa disconfortul fizic la spate, veți lăsa depresia la spate, supărarea la spate. Veți călători. Cinciul de bețe. Dar văd că veți fi în mijlocul altor persoane, într-un grup de oameni unde va fi foarte multă gălăgie sau vor fi conflicte cu alte persoane, opinii diferite, vârste diferite, competiție chiar. Sau e posibil să vă aflați cu în jurul dumneavoastră cu persoane ambițioase și să se opună pe cineva aici și să treceți prin anumite conflicte. Optul de cupe. Dar veți lăsa la spate acele conflicte, acele persoane și știți, veți căuta ceva mai profund. Știți că undeva acolo afară se află ceva mai profund, mai frumos, dar văd că vă doriți să vă eliberați dintr-o dependență, dintr-o legătură toxică sau trebuie să vă eliberați de acele gânduri toxice care stau în mintea noastră și vă țin legați la ochi. E posibil să vă gândiți la bani și la aspectul financiar, să fiți supărat și supărată că nu vă ajung sau că vă mai trebuiesc și că văd, dar oricum această situație nu aduce nimic pozitiv, trebuie să știți deja, da? Nu aduce, aceste obișnuințe sunt nesănătoase și trebuie să vă eliberați. Sau să vă eliberați de o persoană toxică care poate chiar are dependență, da? Are vicii. Zodia Capricorn poate are un rol important. Vă veți elibera. Arcanghelul Mihail, rugați-vă la Arcanghelul Mihail să taie cu sabia sa aceste legături, stringuri care vă țin blocați, vă țin legați la ochi și vă aduc gânduri negative, da? Și toxice. Haideți să vedem zodia Pești pentru următoarea săptămână. Ce vă... A stins și lumânarea. Wow! Deci trebuie să aprindeți o lumânare, dragii mei. Să aprindeți o lumânare. Și să o puneți într-o farfurie și în jurul acestei lumânări să puneți sare și să spuneți Tatăl nostru de 3 ori, să vă elibereze de toxicitate, să vă protejeze Arcanghelul Mihail, cum vă spuneam, de acele negativități care e posibil să vă dea târcoale. Veți primi mesaje, Zodia Gemeni poate avea un rol important în ce privește abundența dumneavoastră, în ce privește
proiectele dumneavoastră, văd că trebuie să dați importanță în ce privește acele comunicări sau în ce privește proiectele voastre, să dați mai multă importanță. Unii dintre voi poate veți cumpăra flori sau veți primi flori sau veți merge într-o zonă de natură. Zodia Rac poate are un rol important. Aici văd că familia, casa vă preocupă, persoanele iubite. Văd că sunteți iubiți, dragii mei, veți fi iubiți, iubirea va persista în următoarea săptămână pentru voi. Zodia Taur, balanță. Vă doriți iubire. Ești iubit, da? Văd foarte multe emoții aici, profunde. În ce privește familia ta, în ce privește familia de origine, poate îți dorești o familie, dar văd și confruntare pe plan financiar aici cu cineva. Văd că vei trece printr-o climă un pic neplăcută, în sensul că vei fi mai interiorizat și va trebui să te protejezi, să te vindeci. Da? Chiron aici îți spune vindecare și văd că vei munci, vei culege, vei fi ca o albinuță, vei munci. În ce privește un angajament, în ce privește o instituție, zodia Capricorn din nou, te va ține ocupat munca. Haideți să vedem ce vă spune oracolul iubirii. Văd că oracolul iubirii vă spune că veți da importanță banilor și muncii în următoarea săptămână. Chestiunile economice reprezintă un factor important în viața ta sentimentală. Poate tu sau persoana iubită, este un banii și munca e un factor important în următoarea săptămână. Și zice să chem sufletul tău geamăn, să te rogi și afirmațiile și vizualizările vă vor face să vă întâlniți. Deci să vă imaginați și să chemați la voi sufletul geamăn. Pentru că vă va veni în viața dumneavoastră. În ce privește partenerul sau partenera, e posibil să fiți la distanță de partener sau să fie o pauză în următoarea săptămână și tu trebuie să te vindeci aici, pentru că e posibil să fie o confruntare, o discuție în contradictoriu, poate la locul de muncă sau acasă, și să te interiorizezi, să te retragi, să stai singur, singură. Da? Deci zice că se prospectă o perioadă de îndepărtare de partenerul sau partenera ta. Poate sunteți separați sau veți fi într-o pauză. Atrage mai multă iubire romantică și te vei bucura de acest moment. Văd că va fi un moment când vei atrage sau te vei simți atras de partener sau parteneră. Și văd că sunt persoane dintre voi care vă plac florile, parfumurile de flori. Să profitați de acest lucru, că vă va face bine la suflet, la inima voastră, da? În acele momente când veți sta singur sau singure. Haideți să vedem și ce vă spun îngerii pentru zodia Pești, pentru următoarea săptămână. Îngerul Roșel zice, respectând și urmând informațiile inimii tale, te vei apropia mai mult de prosperitate. Deci încercați să ascultați inima voastră, pentru că în acest mod, dacă vă veți respecta inima, calea inimii, vă veți apropia de acea prosperitate pe care vă o doriți. Și îngerul mistic, ca să perseverezi, să nu accepți un nu ca și răspuns, așteaptă-te la soluții miraculoase. Zodia Rac, familia, drumuri au un rol important, deci nu te lăsa, nu accepta un nu, pentru că vor fi soluții miraculoase. Și îngerul cristal, ai încredere și speranță, pentru că în curând va fi ceva pozitiv și nou la orizont, care tu încă nu reușești să vezi. Deci nu-ți pierde speranța. Încă nu reușești să vezi, dar va veni ceva nou pentru tine la orizont, ceva pozitiv în ce privește banii sau în ce privește familia. Uite, inițiativă imprenditorială. Crezi într-o nouă idee imprenditorială și într-o nouă oportunitate de carieră și mergi până în fundul tunelului, să spunem așa, și vei reuși. Da? Deci nu te lăsa. Ia în mâinile tale acea decizie, acea acțiune, acea inițiativă.
Și îngerii Reiki ce vă transmit, dragii mei, haideți să vedem. Pace, ai nevoie de pace, ai nevoie să stai în pace. Roagă-te sau fă meditații. Va fi pace în viața ta sau vei avea nevoie de pace. Și dar este nevoie să fii onest cu tine însuși și cu ceilalți. Este nevoie să faci acest lucru, să fii onest și să accepți. E nevoie să accepți ceva. Și e nevoie de disciplină. Da? Pentru a-ți reuși, pentru a-ți ajunge scopul, pentru a reuși în dorința ta, e nevoie de disciplină. Și va trebui să dai dovadă de disciplină în următoarea săptămână și să accepți așa cum sunt lucrurile în următoarea săptămână. Să fii onest cu tine și cu ceilalți pentru a avea pace în viața ta. Dragii mei, vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. La revedere, sănătate, numai bine, să ne vedem cu bine!